care sunt activitățile sau cu ce se pregătește Clubul Copiilor pentru zilele românului, de exemplu? Bună ziua, în primul rând, telespectatorilor postului dumneavoastră de televiziune. Într-adevăr, Clubul Copiilor Roman are o serie de activități în cadrul zilelor municipiului Roman, o serie de proiecte, unele care chiar au tradiție pentru că s-au desfășurat de mai multe ori în parteneria cu Primăria Municipiului Roman. Astfel, pe data de 16 mai, începând cu orele 15, la Biblioteca George Radu Meridon, Clubul Copiilor desfășoară concursul Culoarea Lecturii în Bibliotecă. Ne vom bucura de prezența multor oficialități, prezența copiilor, va fi și un atelier de lucru al copiilor și al doamnei profesoare dr. Monica Car. Pe data de 20 mai, începând cu orele 8:30 în sala de festivități a Primăriei Municipiului Roman, Clubul Copiilor organizează concursul regional Muzica e viața mea, concurs ce se află la a doua ediție. Anul trecut a fost concurs județean, dar din motive de participare numeroasă a devenit concurs regional. Ne așteptăm la o prezență numeroasă, pentru că și anul trecut a fost, cu siguranță va fi și anul acesta. Primăria Municipiului Roman, ca și anul trecut, ne oferă premiile pentru acest minunat concurs. Pe data de 24 mai, Clubul Copiilor organizează Cupa Copiilor cu Anchido la sala polivalentă, un concurs local de data aceasta, în care vrem să adunăm cei mai buni copii din Municipiul Roman pe sportul cu Anchido. Acest concurs este organizat de către profesorul Vieru Florinel, care are subactivitate la Clubul Copiilor cu Anchido. Pe data de 31 mai începe concursul național de orientare turistică. Este unul din cele mai mari concursuri de orientare din țară. Este un concurs al Palatului Național, care l-a distribuit către Clubul Copiilor Roman pentru organizare. Acest concurs, v-am spus, începe pe data de 31 mai, iar pe data de 3 iunie se încheie. Bineînțeles, în acest interval, chiar dacă avem concursul național, Clubul Copiilor va sărbători, așa cum se cuvine, și ziua copilului, pentru o serie de activități, jocuri, concursuri de muzică, concursuri de fotbal, în parteneriat cu un sponsor. Concursul de orientare s-au terminat deja înscrierile? Sau? Nu, concursul de orientare, conform regulamentului de orientare, se face numai pe bază de invitații. Palatul Național, împreună cu Federația de Orientare, conform unei fișe de punctaj și participare în ultimii 3 ani de zile, invită cluburile de orientare din țară după rezultatele din ultimii 3 ani de zile. Adică, dau un exemplu, județul Alba, dacă a avut rezultate foarte bune în ultimii 3 ani de zile, va primi un număr mai mare de participanți. Județul Neamț, ca să nu deranjăm pe nimeni, cu toate că noi avem rezultate foarte bune, va primi, dacă nu am avut rezultate, va primi un număr mai mic de participanți.